Nu, mai mult taxe. Deci taxele oarecum obligatorii care trebuie să le plătească orice creștin an de an. Știți cum este. Chiar dacă nu totdeauna am fost de acord cu aceste taxe. Dar ați face vreo donație în contul bisericii? Nu, din două motive. Unu, nu am. Și doi, nu văd rostul. E bine să dai sau să... E bine să și la biserică, da. Dacă ai, surplus. Dacă nu e... Dacă ați avea, ați dona? Dacă aș avea, aș dona. La biserică sau la școală, ai știu, la spitalele, unde ați dona mai întâi? La școală. Nu, dar urmează. Urmează să donez. Face să faceți donații, da? Da, da. Adică să dăm că o pictează și urmează. Sunteți de acord să dăm așa? Adică, nu, biserica știu că are bani. Are bani, dar dacă... Vă simțiți mai bine după lumea. Ce donați? Așa sufletește, vă simțiți mai bine? Da, zic că fac și o treabă. Dacă tot pictează acolo, s-a ajuns și eu cu ceva, dar nu că ne-a cerut sau nu. Păi n-are niciun rost. Ei sunt plătiți și de stat, tot ce încasează, bagă tot în buzunarul lor, deci o duc ei bine, lăsați. Când merg la biserică, și acolo se donează, când se iese la biserică, se donează, normal. Și ați donat de fiecare dată? Poate nu sau de fiecare, de, după posibilități, da, la vreo școală avem. La vreun spital, pentru un spital ați donat? Nu, pentru școală, pentru copii, am donat din aia 2% care se ia din impozit, atât. În rest, altceva n-am donat. Da. Pe ce principiu? Vă faceți să vă simțiți mai bine sau de ce? Da, așa am considerat în momentul respectiv că e bine. După ce ați donat, v-ați simțit mai bine, sufletește sau cum? Da, da. Credeți că dacă i-ați fi donat altundeva, eu știu, la un spital, la o școală, v-ați fi simțit la fel de bine sau mai puțin? La fel de bine. A dărui, zic eu, un gest frumos. Domnule, am mai donat la mine, la țară, acolo a trebuit să donez, că am părinți acolo, am bunicii, străbunicii și e bine să facem. V-ați simțit dumneavoastră mai bine să plătești? Stai să vă spun, nu înseamnă o donație de nu știu câte zeci de milioane sau acolo câte puțin, ca să putem să întreținem și biserica, că e a noastră. Dar pentru vreun spital, pentru o școală, ați donat? Da. Am strâns la societatea noastră și am donat, să știți. Și e un lucru foarte bun. Mulțumesc. Școală, spital, că e vorba de învățământ, de sănătate și zicem și pentru credință că e foarte bine. Nu ne învață să omorâm. Nu ne învață decât de bine. Nu. Nici n-am să donez vreodată. Nu vi se pare corect să donați la... Nu. Mai degrabă unde să donați? Nu știu, la copii, la bătrâni. Mi se pare mult mai bineveniți banii decât la biserici. Aș dona pentru educație, sănătate și armată. Nu zic că n-aș da și pentru biserică, dar mai la urmă. Dar mi se pare că în ultimul timp că biserica a cam pierdut în sondaje, în credibilitatea oamenilor. N-am nimic cu ei. Dar ziceți că sunt mai importante alte domenii. Păi educația e bază. Am donat până în momentul în care am realizat că totuși banii nu ajung unde trebuie. Și vreau totul transparent. Da, categoric. Cine este creștin este normal să se simtă bine când face o donație. Pentru alte domenii ați donat? Eu știu, pentru... Da, da. În general prin SMS, pentru copii defavorizați, pentru cei care sunt cu maladii grave... Să te duci tu să dai de bună voie. La biserici, da, dar felul ăsta de aici am rețineri. Am rețineri în modul ăsta de a colecta. Pentru că sunt statistici făcute și... Nu prea ajung banii unde trebuie, spune acum. În cele mai multe cazuri, nu. Din câte... pe la vreo spital, pe la vreo școală, până alte... Nu, la spital nu.